JBL vă recomandă Signal 300 ES și Langis. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Dacă tot discutăm despre situația sectorului, un alt piscicultor, un alt om reprezentativ pentru domeniul acesta de activitate, domnul Stelian Alexandru. Bună seara! Bună seara, bună seara! Domnul Stelian Alexandru, am discutat mai devreme cu unul dintre colegii dumneavoastră, cu domnul George Ionescu, dar și cu domnul Cătălin Platon, președintele Federației Romfish, și spunea domnul Ionescu că reîncearcă practic să deschidă o nouă filă din dosarul acela pe care îl știm cu toții, despăgubirile pentru cei care au avut pierderi pe Natura 2000, dar nu numai, pentru că când vorbim de pierderi, ele au fost cauzate și de păsările etiofage. Dumneavoastră, știu că aveați o sumă de recuperat la momentul respectiv. Ce s-a mai întâmplat? Sunt piscicola Ezer din comuna Ulm, județul Pleraș. În anul 2019 noi am făcut un program de despăgubire a păsărilor, a cormoranilor și pelicanilor, pe care de la Ministerul Agriculturii zicea că trebuia să ne bage. Despăgubirile erau la mine, este o pepinieră, unde fac numai varanții și am pierdere, nu 50%, cum spuneți. Deci la mine pierderile cu păsările de cormorani și pelicani sunt 70-80% din producția pe care o fac eu în piscicultura de aproape 30 de ani. În fiecare an am aceeași pagubă, deoarece că nu se populează toate bărțile din țară, unde livrez eu marfă, aproape jumătate din sudul țării livrez marfă de vara întâi. Deci 80-90% din bărțile nu se populează. Nu se populează și așa că de-aia la mine vine și mănâncă păsările mai mult, pentru că la mine găsește apa mică la un metru, 1,20 m, și atunci, de că bărțile nu sunt populate, vine și mănâncă pe pepenieră, la unde găsește. Deci, dacă nu găsește în apele cu hectare, de 1000-2000 de hectare, nu se populează, vine și mănâncă la mine. Deci eu am pagubă de peste 80% din puietul de vara întâia. Bun, și ca sumă, ca bani, cât ați avea de primit, de recuperat? Pe 2017, 2018, 2019, aproape 600 de mii de euro pe care ne-a pus, am făcut programul, noi am folosit ingineri, am cheltuit bani și când să ne dea, nu mai a vrut să ne dea, pentru că s-a greșit cineva dintre noi, dintre piscicultori, am calicit la o sumă mai mare și acum, ca și la apia, la agricultură, dacă greșește unul, greșește ăla. La noi, la piscicultură, a greșit unul și ne-a sancționat pe toți, asta vreți să spuneți? Da, ne-a sancționat pe toți. Și asta nu e logic, pentru că dacă greșește unul, deci la noi, piscicultură, se duce. Eu anul ăsta mai rezist și nu mai pot să rezist, pentru că același lucru s-a întâmplat și anul ăsta. Mi-au mâncat 80% de păsările din puietul de vara întâia și nu mai știu unde să mă duc. Dar domnul ministru am fost, peste tot am umblat, am făcut, dar nimic, nu, nimeni în sectorul piscicol nu vrea să ne ajute nimeni cu nimic. Nu. Eu lucrez de 30 de ani la Murata și știu că piscicultura era o carne cea mai dulce și cea mai bună pe mesele oamenilor. Acum, la ora asta, nu mai se ține cont de nimic. Bun, o să vă rog să rămâneți și dumneavoastră în telefon, domnul Alexandru. Da.
Domnul președinte Platon, discutăm un pic despre politica agricolă comună, pentru că sectoarele pe care le reprezentați, e clar că au mare nevoie de câteva măsuri clare, ferme, care urmează să fie luate în viitoarea politică agricolă comună. Cum vedeți ca și priorități pentru următorul exercițiu financiar? Da, Comisia Europeană a lansat în luna noiembrie un vast proces de consultare cu privire la politica comună de pescuit. Cu această ocazie am reușit în sfârșit să punem în discuție discriminarea la care este supusă acvacultura față de agricultură. Pentru că la ora actuală există două documente clare, politica agricolă comună și politica comună de pescuit. Practic despre acvacultură nu vorbește nimeni. Iar acvacultura este o ramură a agriculturii. Dacă ne uităm în raționamentul adoptării politicii agricole comune, vedem că această politică este menită să îi sprijine pe fermieri să fie mai productivi, să-i protejeze astfel încât să aibă un trai decent, să contribuie la schimbarea, la combaterea schimbărilor climatice, să conserve zonele rurale și să mențină economia rurală prin oferirea de locuri de muncă. Exact aceleași principii sunt aplicabile și acvaculturii, nu este nicio diferență. Spre deosebire de pescuit, care este o cu totul altă ramură de activitate. Exact cum un fermier care cultivă zbeuri este diferit de cel care recoltează zbeura din pădure. Ce spune Comisia Europeană? Că agricultura are un statut aparte, pentru că în ciuda importanței producției alimentare, venitul fermierilor este cu circa 40% mai mic decât veniturile altor sectoare de activitate. Exact la fel este și la acvacultură. De asemenea, agricultura este dependentă de condițiile meteo. Exact la fel este dependentă și acvacultura de condițiile meteo. Și în acest context, noi încercăm să adoptăm o parte din instrumentele pe care le folosește politica agricolă comună, cum ar fi sprijinul pentru venit sau măsuri de piață sau măsuri de dezvoltare rurală, și pentru sectorul de acvacultură, într-o așa numită politică comună de acvacultură și pescuit, care, din ce am discutat cu colegii din alte asociații europene, va trebui să devină la un moment dat o politică de acvacultură în sine. Trebuie să ținem cont că peștele este singurul animal din zootehnie care nu a primit subvenție niciodată. Așa că la discuțiile pe care le-ați avut și în emisiunea anterioară legate de secetă și de, mă rog, ca să nu piardă fermiere subvenția, domnul ministru a găsit o soluție. La noi nu este vorba de nicio subvenție. Noi când pierdem tot. Și nici asigurări, domnul Platon, că și asta e o problemă. Da, nu avem nici asigurări. Bun, nici agricultura nu are asigurări pe secetă. Discuția ar trebui preluată pentru că noi, la nivelul asociațiilor și noi și colegii din patronat, am avut o contribuție importantă la nivelul Comisiei Europene pe acest subiect. Dar acum discuția este la nivelul Ministerului Agriculturii, care în Consiliul AgriFish va trebui să pistoneze în această direcție. Pentru că nu este logic ca o ramură a agriculturii să nu beneficieze de instrumente de sprijin specifice agriculturii. Bun. Apropo de lucrurile astea. Cred că m-aș uita un pic și din alt unghi, domnul Platon, din prisma faptului că s-a schimbat radical abordarea la nivel european privind acvacultura. Deci, față de documentele de acum 10 ani, discuțiile sunt complet diferite astăzi. Adică, acvacultura este recunoscută ca un domeniu important, prioritar. Uniunea Europeană a înțeles, sau țările din vestul Uniunii Europene,
au înțeles specificul nostru. Am avut mari probleme să explicăm la nivelul anilor 2014, 15, 16 că noi practicăm un tip de acvacultură foarte bine integrat în natură. Da. Deci noi suntem recunoscuți astăzi cu acvacultură multitrofică integrată sau cu acvacultura în zone umede, în iazuri, helește, ca prestator net de, sau prestator net de servicii de mediu, ceea ce este un lucru rarisim în agricultură. Și noi lucrurile astea nu știm să le vindem, nu știm să le spunem și din nou frustrare vis-a-vis de relația cu Ministerul Mediului, care ne consideră niște poluatori. Adică nouă ni se cere o procedură pentru autorizație de mediu similară cu a unor activități clar poluatoare. Noi ar trebui să fim, să mergem împreună cu cei de la Ministerul Mediului, să facem evaluări pe impactul pozitiv asupra mediului, pe modul cum zonele acestea pe care le gestionăm prin acvacultură aduc servicii de mediu, să punem o valoare pe aceste servicii de mediu, așa cum fac țări ca Polonia, ca Cehia, ca Spania. Adică sunt lucruri care ne putem lăuda pe merit și să ni le promovăm. Faptul că Uniunea Europeană a înțeles ce înseamnă să aduci din țări din Asia pește pe care nu ai aproape niciun control privind ce furaje au fost folosite, modul în care i-a ambalat, modul în care a fost procesat, a schimbat mult abordarea și față de noi. Adică faptul că acești oameni au înțeles că putem produce local, putem produce o proteină de bună calitate, relativ ieftină, a deschis niște oportunități. De aici și supărarea mea de mai devreme și a întregului sector referitor la faptul că suntem în pragul de a mai pierde iară bani, de a ne diminua alocarea bugetară. Adică toate lucrurile, Uniunea Europeană a schimbat trendul, vede acvacultura ca pe un sector prioritar și exact când a venit soarele și pe strada noastră, noi nu facem decât să refuzăm bani sau să ne creăm un cadru de finanțare și mai prost. Revin la ce spuneam mai devreme. Avem o mare problemă cu proprietatea. De asta această lege sper să fie promulgată de domnul președinte și să înțelegem că regimul proprietății este foarte important. Dacă vrem să trăim în capitalism, capitalismul se construiește cu bănci, burse, asigurări. Dacă nu avem instrumentele capitalismului, nu putem să ne mișcăm și să fim competitivi. Deci noi în sectorul piscicol nu putem accesa credit bancar pentru că regimul proprietății este neclar, nu putem asigura pentru că regimul proprietății este neclar. Ce să mai vorbim de mers pe vreo bursă sau ceva cu ce facem, că e de râs, adică deja ne-am dus prea departe. Dar măcar instrumentele astea, credit bancar și asigurare, trebuie să fie accesibile. Trebuie să facem ce a făcut Turcia în anii 80 și 90, în care statul a intervenit și a plătit o parte din polițele de asigurare, pentru că nicio societate de asigurări astăzi nu e capabilă să-și definească riscurile. Și atunci trebuie un pic încurajată și să intre în piața asta. Există, premizele se fac astea, există modele. Doar trebuie voință. Atât, adică nu... Vă rog, domnul Platon, scuze. Vă rog, doar câteva completări. Da, e adevărat, Comisia Europeană a înțeles în sfârșit care este specificul acvaculturii din Europa centrală și de est, dar fără a fi prea modest, meritul este al organizațiilor fermierilor care au reușit să ajungă la Bruxelles și împreună cu colegii din Ungaria, Polonia, Germania, Cehia, au discutat această problemă lună de lună, au ridicat-o în toate forurile europene și au reușit să-i facă pe cei din Comisia Europeană și din Parlamentul European să înțeleagă despre ce este vorba, pentru că până în 2007, până a intra noi, sau până în 2004, până a intra Ungaria, Polonia și Cehia în Uniunea Europeană,
Acvacultura europeană era în principal legată de păstrăv, de somon și eventual de producțiile de stridii din Franța. E, odată cu intrarea în Uniunea Europeană a altui tip de acvacultură, care de fapt era tipul primordial de acvacultură din Europa, pentru că prima specie cultivată în Europa, încă din secolele 10 și chiar mai devreme, a fost crapul. Și chiar crapul în policultură. Și atunci, pe fondul faptului că nu doar România importă 80% din ceea ce consumă, dar și Uniunea Europeană importă 70% din ceea ce consumă. Probabil acum se pune mai mult accent pe această independență, nu doar energetică, dar și alimentară față de importuri din alte state. Bun. 10 secunde de publicitate și ne reîntoarcem. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit în direct. Domnul Alexandru, vreau să îmi spuneți care sunt motivele pe care dumneavoastră le aveți încât să puneți lacăt pe activitatea pe care o desfășurați. Spuneați că dacă lucrurile practic nu se schimbă, nu funcționează, la anul sunteți pe cale să închideți ferma piscicolă. Păi în piscicultură, dacă eu lucrez de aproape 30 de ani, nu există un Ministerul Agriculturii să se ocupe de noi. N-a lăsat marginalizat parcă sectorul ăsta piscicol ar fi nimic. Eu când lucram în piscicultură acum 30 de ani, piscicultura era o ramură de bază, o ramură mare și ramură vizibilă în mesele oamenilor. Acum piscicultura, cei de la minister, cei de la mediu, cei de la care se ocupă de noi, nu mai vor să ne ajute cu nimic. O ia în considerare și cultura să ne lase pe mâinile păsărilor să ne mănânce și atât. Nimic nu vor să facă. Iar eu, dacă pot, vreau să fac cu fonduri europene, nu pot, pentru că eu sunt închiriat de 30 de ani. Deci de 30 de ani sunt închiriat și dacă vreau să fac un fond european, nu pot, pentru că nu sunt proprietarul nici pe digul, nici pe luciul de apă, pe nimic. Deci n-am cum să fac. Cei de la minister și de la care se ocupă de noi, care noi suntem ramuri la Ministerul Agriculturii, eu așa știam că am lucrat și în zootehnie. Piscicultura, pe timpul cel vechi, era Ministerul Agriculturii. Acum noi nu mai ne bagă seama. Și cum să mai facem noi proiecte, cum să dezvoltăm noi piscicultura? Că nu-ți dă vina piscicultorii până la urmă, că am greșit că nu se populează. Nu se populează părțile mari care sunt de 2-3 mii de hectare din cauza că nu-i ajută nimeni. Deci cu o să cumpere puietul de la mine, îl bagă în apă, n-are voie să vâneze cormoranul, n-are voie să gunească pelicanul, n-are voie să facă nimic. Dar mediu, nu știu de ce răspunde. N-avem voie să facem nimic, dar nici ne spăgubim negă. Și așa că ne uităm la păsări cum mănâncă, eu am fost mai ambițios și mi-am păstrat bazinele piscicole, dar am făcut producție întotdeauna, dar nu am cui să-i vând. Cei care au luciu de apă câte sute de mii de hectare, nu poate să populeze și ei au treaba lor, pentru că dacă populează și nu-i lasă mediul sau altcineva să omoare păsările sau măcar să le gunească, să le împuște, să le facă, oamenii se feresc de pagube și pagubele sunt mari și de-aia dat toți faliment. Dar eu mai mențin totuși, pentru că am o suprafață de 120 de hectare, am 4 pași și îi plătesc, stau la minima existență, așa că mai trăiesc azi și mâine. Dar dacă nu se ia măsuri în piscicultură, nu vom face nimic. Și dacă nu ne devine proprietari, nimic nu o să facem.
Și asta trebuie să fie în piscicultură, să ne bagi și până pe seamă. Ne zbatem de 20-30 de ani, dar de seama ne zbatem, pentru că nu ne iau șefii în considerație. Ministerul nu ne ia în considerație. Domnul Alexandru, l-auzeați pe domnul Ionescu, care zilele astea a avut o întâlnire cu actualul ministru, cu domnul Petre Daia, și a plecat impresionat plăcut de la această discuție. Asta am reținut, da, nu? Da, da. Domnul Daia urmează să... Mi-a plăcut că am avut două lucruri punctuale și am reușit să le rezolvăm, dar ce zicea Neastelică, cum știm cu toții, e foarte adevărat. Da. Putem vorbi despre asta emisiuni întregi. Pe lângă altele, dânsul nu spune, dar e și fericitul posesor al uneia dintre cele mai frumoase contracte din România, unde cred că plătește, e în top 3 chirii, cred că e la peste 200 de euro pe hectar, și cu toate astea acest om se luptă și face producție. Adică e de respectat. Asta apropo de discuția anterioară în care spuneam că chiriile sunt, nu vreau să zic aleator, dar nu avem o uniformitate în modul în care sunt calculate. A atins două probleme mari. Una este legată de faptul că în arile naturale nu este pește. Deci noi spunem chestia asta de ani de zile. Presiunea acestor păsări ichtiofage vine din două direcții. Unul, că s-au mulțit și nu au prădător natural, și cormoranul și pelicanul, dar există și un mare adevăr în care noi vorbim în delta Dunării de niște suprafețe enorme care ar trebui să genereze niște volume de pește în mod natural care să satisfacă necesitățile acestor păsări și nu mai e pește. Adică vedem și cifrele, se vede și acolo, nu e normal ca pensiuni din delta să cumpere pește din restul țării. Ceea ce se întâmplă, asta e un fapt. Și dacă n-ar fi de plâns, am putea râde pe tema asta, de dramatic. Și asta e un motiv foarte mare. Dacă ne uităm pe câte instituții gestionează Delta Dunării, că sunt, cred că, 6-7 instituții și cu, cred că, 10, dacă nu, aproape 200 de persoane au niște capturi de la braconaj de 1000-2000 de kilograme pe un an, nu prea se adună cifrele, mă înțelegeți? Adică avem problema braconajului, avem problema păsărilor care migrează de acolo, acolo unde găsesc pește, și bineînțeles, când găsesc cât un om mai vrednic care a mai populat sau crește, na, animalul își urmează instinctul, trebuie să trăiască. Bun. Am o soluție pentru domnul Stelian. Ia spuneți. Conform ordonanței 57 invocată și de domnul Ionescu, se poate cere la Ministerul Mediului o derogare pentru a împușca un anumit număr de cormorani sau de alte păsări protejate din totalul efectivelor din fermă. Este o metodă care este aplicată în toată Uniunea Europeană. De la Borș înspre vest, toate țările o aplică. Și îl încurajez pe domnul Alexandru să solicite această derogare pentru a reuși să-și apere producția. E adevărat, din punctul nostru de vedere, păsările protejate ar trebui să stea în delta, iar pentru fermele piscicole să avem dreptul să le apărăm producția. Domnul Alexandru, ați auzit? Da, am auzit, da. Poate cu domnul ministru Daia, care dânsul știe mult mai multe, că ia desconsiderat toată lumea. Dânsul e unicul ministru care știe problemele pisciculturii și agriculturii. Ceilalți care fac miștourile astea să ducă să ia cormoranii la ei, domnule, pentru că ei nu știu câtă muncă avem noi în piscicultură. De la 5 dimineața apare cormoranul și cu pelicanul care umblă toată noaptea, stă pe bălți și atât de deștept și pelicanul și cormoranul că a fost învățat de toți oamenii care habar nu au, gesticulează niște lucruri care domnul Daia le știe, domnul ministru, le știe. Și a început, am văzut și eu la televizor, am văzut pe Facebook, pe toate părțile alea de scuzerare. Deci nu este așa, deci e o mare pagubă a pisciculturii, cormoranul, pelicanul și sunt multe și multe alte păsări, pentru că
Eu dacă fac puietul de pește, îl fac de la un gram la 100 de grame și nu numai fitofagul ăsta, cormoranul și pelicanul mănâncă. Sunt mai multe, mai multe păsări. Cred și nu ne ajută trebuie... nimeni. Poate domnul ministru o să, cu capacitatea lui, să ne poate ajuta. Sperăm. Dar de 30 de ani nu avem nicio șansă în piscicultură și nici nu mă avea dacă nu va, ne va ajuta cineva. Mediu sau altcineva. Da. Aici e un aspect foarte important care trebuie, aș vrea să-l subliniez. Tot vorbim de cormoran și pelican și nimeni nu spune că zonele umede adăpostesc peste 150 de specii, alții spun că peste 200 de specii de păsări. Sunt cele mai bogate zone în biodiversitate. Faptul că noi ținem niște populații în exces nu fac decât să dezechilibreze existența celorlalte specii adaptate sau care trăiesc pe lângă zonele umede. Adică acești oameni care susțin că au grijă de mediu sau că iubesc mediu, se uită foarte îngust, au o viziune extraordinar de îngustă. Noi în zonele umede asta prezervăm. Mergem pe cifra modestă, peste 150 de specii de păsări. Bun, de care mulțumesc nu pentru participare invitațiilor, mulțumesc telespectatorilor, ne revedem mâine seară tot aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Sănătate multă, să auzim de bine!